Ambasadoarea României în New Delhi, Daniela Țane, s-a integrat foarte bine în India. Emisarul român a fost surprins în timp ce dansa pe muzică tradițională alături de alții reprezentanții diplomatici ai lumii, dar și alături de oameni de rând. Daniela Sezonov-Țane, ambasadoarea României la New Delhi, a luat parte la celebrarea sărbătoririi Baisakhi, unde a dansat și pe muzică tradițională indiană. Imaginile cu corpul diplomatic au ajuns în mediul online și s-au viralizat numai decât. La eveniment au participat ambasadori ai altor țări din Europa, dar și din alte părți ale lumii. De asemenea, și ei au fost surprinși dansând și bătând din palme alături de toată lumea prezentă. În urmă cu mai puțin de 2 ani, atunci când a preluat funcția, Daniela Sezonov-Țane afirma că s-a îndrăgostit iremediabil de India, iar clipurile video distribuite în mediul online fac dovada spuselor sale de atunci. Între anii 2000-2004, ea a lucrat la Ambasada României din New Delhi cu gradul diplomatic de secretar 3, apoi de secretar 2, ocupându-se de domeniile culturii, educației și politic. Câțiva ani mai târziu, în iulie 2021, președintele Klaus Iohannis a semnat decretul privind acreditarea Danielei Mariana Sezonov-Țane, ambasador extraordinar și plenipotențiar al României în Republica India și în calitate de ambasador extraordinar și plenipotențiar al României în Republica Populară Bangladesh și în Republica Federală Nepal, cu reședința la New Delhi.